Așadar, pornim la clasa a doua. Bună, bine v-am găsit la prof. Online cu exerciții de matematică. Te rog. Ana scrie pe hârtie 3 numere. Efectuează suma lor și obține 603. Descrie 3 numere. Da. Nu le știm. Nu. Efectuează suma lor și obține 603. Deci, cum, ce scriu? Scrie suma lor. Cum se scriu asta? N-ai înțeles? Citesc încă o dată. Ana scrie pe hârtie 3 numere. Cum scrie? X. A, B, C sau X, Y, Z. Da. Hai zici, efectuează suma lor. A? Adică ce se ce înseamnă dacă o efectuează? A plus A plus B plus C. A și plus B plus C egal cu? 603. 603. Dacă adună primele două numere, obține 384. Deci obține A plus B egal cu 384. Corect. Iar dacă adună ultimele două numere, obține 358. B plus C face 358. Al doilea număr este... Și noi avem aici patru variante pe care ar trebui să le aleagă. Da. Cum facem? Zi. Zi, 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 zi. Păi la problemă. Păi eu fost la problemă. A. Cum? 384 minus 358 și la fel pe A. 354 minus... Nu, 384 minus 358. Și ce îți dă dacă le scazi? A. De ce îți scazi de A? Pentru că nu este în relația de jos. Păi... Păi da, da, bine. Oare între cine și cine ca să-l afli pe A, dacă vrei? Între ce? Între B. Când scad din ăsta pe ăsta, scad și pe ce? Și noi cine dă? Vrei tu să-l afli pe A? Ți-ai propus da. Să-l afli pe A? Ca să poți să-l afli pe B, ca păi, trecere. Dacă vrei să-l afli pe A întâi și ai văzut tu vreo idee da. Să-l afli pe A, știi că B plus C este 358. Unde vezi tu B plus C? B plus C acolo e jos. Da, și aici mai vezi undeva B plus C? Da. Unde? Sus, în prima. Păi, e foarte important. Asta aici și aici. Și atunci, în loc de B plus C, deci prima devine prima relație. Trebuie să facem 603 minus 358. Păi asta e. Tu când ai zis că scazi din asta pe asta la altă, era o mare greșeală. Și la B plus C. Păi așa scrii, nu, scrim așa. O redactăm. Hai, te rog. Vine A plus. A plus. Da, m-am așteptat să scriu. Da, A plus B plus C, deci trebuie să scrii și tu între timp. Am scris. Da. A plus B plus C. 354. Da. Și B plus C. 358. Da. Și atunci. Ia vezi pe acolo. Și atunci. Am spus că înlocuim B plus C cu 358 și vine A plus 358 dictează. A plus 358 egal cu? Egal cu 603. De unde rezultă că A va fi egal cu? A egal. Să scădem repede. A egal cu? Minus 358 și egal cu? 345. Sigur? Da. Atunci dacă aveți la 358 și 300 și îți mai dă 603. 200. Păi e foarte important. N-ai voie să greșești la așa ceva. 200 cât? 245. 245. Sper că ai făcut da. Corect. Da? Asta este A. Și ce facem dacă l-am găsit pe A? La fel pe B. Unde să o aduc? În operație de jos. Adică aici, da? Și zice, ce? A doua devine. B. A doua. Da. A doua devine. Așa se redactă. A doua devine. Ce devine?
în loc de a pune că l-a găsit, 245. Plus B, egal cum? B, egal... Aici, 84. Unde rezultă că B va fi egal? B egal 384. Da. Minus 245. Și egal cu? Și l-am găsit pe B, 139. Nu. Ce mai trebuie de interesant? Deci, asta este. Altă exercițiu? Într-un coș sunt 16 fructe. Mere, gutui și prune. Deci mere, gutui și prune. Nouă dintre ele nu sunt mere. Cele mai multe fructe sunt prunele. Câte gutui sunt? Ce acoperă? Într-un coș sunt 16 fructe. Da. Mere, gutui și prune. Da. 9 16 dintre... din fapt. În total. Da. 9 dintre ele nu sunt mere. Cele mai multe... 9 nu sunt mere. Nu sunt mere. Valorificăm asta. Valorificăm asta. Nu citim toate pe la sfârșit. 9 nu sunt mere. Ce înțelegi tu că 9 nu sunt mere? Adică nu sunt mere, adică mere nu poate să fie 9, poate să fie 8, da. 7, 6, 5, 4, nu, 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 nu. 9 din ele nu sunt mere. Dar ce sunt celelalte, acele 9? Ce sunt dacă nu sunt mere? Gutui sau pere. Gutui sau pere. Gutui sau prune, da? Da. Deci gutuile și prunele... Ar putea fi 9. Ar putea fi 9. Deci gutuile și prunele... Dar cred că gutuile... Deci, atenție, 9 nu sunt mere. Cele mai multe... Stop, frutificăm asta, că e important. Deci, 9 nu sunt mere. Adică poate fi pruni sau gutui. Sau gutui. Să mai fim atenți. Deci, 9 din ele nu sunt mere. Adică nu sunt, nu poate fi 9 mere. Adică, dacă 9 nu sunt mere, gutuile și prunele câte sunt împreună? Nu. Păi toate câte erau? 16. Și 9 nu sunt mere? 7. Asta e. Și 9 sunt pere? Stop. 7 sunt, deci 7 din ele sunt prune și gutui. Gutui. Adică deci foarte interesant la pronunție aici. 9 din ele, din cele 16, 9 nu sunt mere. Atunci sunt... Celelalte. Da? Sunt celelalte. Da. Deci... Adică poate să fie un milion de operații, 1 plus 6. Să vedem, că mi-ai dat o informație. Spune ceva. Deci... Din cele 16, 9 din ele, 9 din ele, nu sunt mere. Nu. Adică, până la 16, mai am 7. Cine sunt acele 7? Gutui sau pere. Gutui și pere la un loc. Deci, dacă 9 nu sunt mere, acele 9 ce pot să fie? Dacă nu sunt mere. Gutui și pere la un loc. Deci gutui și pere pot să fie la un loc, da? Deci gutui, asta ar fi informația. 9 nu sunt mere. Ar însemna, dacă 9 nu sunt mere, înseamnă că aceste 9 trebuie să fie ceva. Ele sunt gutui sau... Sau gutui și pere, hai să zicem, poți fi 0, poți fi 1. Gutui plus pere egal cu 9. Adică 9 nu sunt mere, egal așa. Gutui, 0 la pere. Gutui plus pere, împreună. 9 sunt. Mai. Mai spune că cele mai multe fructe sunt perele. Deci cele mai multe fructe sunt perele. Din cele trei categorii sunt perele. Câte gutui sunt?
perele sunt cele mai multe. Cele mai multe. Perele sunt 9. Păi dacă ar fi 10, celelalte spune că trebuie să fie 7. 10 și cu 7 dau 17. Înseamnă că perele sunt cele mai multe. Perele sunt 9. Perele sunt 9, da? Da, e așa spune. Așa îi spune. Dar mai analizăm un pic. Deci mai analizăm un pic. Deci 9 din ele nu sunt mere. Păi și cu informația asta nu ar putea să fie maxim. Și cele mai multe sunt perele. Adică? Eu așa spun, nu sunt pere. Pentru că dacă ar fi 10, cele ar putea să fie egale. Și în problemă spune că sunt diferite. Deci așa, într-un coș sunt 16 fructe. Da. Mere, butui, pere. 9 dintre ele nu sunt mere. Da. Cele mai multe fructe sunt perele. Câte gutui sunt? Păi ne întreabă câte gutui. Da? Da. Câte gutui. Dar nu fructificăm în bucată informație. Dar nu spune că sunt egale. Păi nu. Nu. Cât poate să fie egale. Păi nu. Nu avem asta informație. Nu spune că mere sunt cât pere. Adică doar 9 nu sunt mere, sigur. Atât. Și 16 sunt în total. Așa cu segmente, da? Vrei să faci cu segmente. Hai să facem cu culoare. Trei culoare. Vrei? Da. Și să zicem că prin galben, roșu și maro, cele trei culoare. Hai să spunem. Guturile. Gutui. Prin galben. 9 gutui? Nu, nu, nu. Am spus prin gutui să cu galben să facem gutuile. Cu roșu să facem mere. Mere. Și cu cărbiziul ăsta să zicem mere și pere. Pere. Din grămada aceea, da, de 16, 9 nu sunt mere. Și deci, pere? Deci 9 nu sunt mere. Deci acele 9 ce ar putea să fie împreună până la 16? Butui și pere. Butui și pere. Dar cele 7? Până la 16, 16 se compune din cine a spus? 16. Și 7. Da? 16 egal cu 9 plus 7. Și pere ar putea să fie 7. Dar pere trebuie să fie cel mai mare. Atenție! Acestea 9 nu sunt mere. Aceste 9 nu sunt mere. Deci ar putea să fie ce, am spus mai înainte? Pere. Sau gutui. Pere sau gutui. Deci 9, acestea, înseamnă, cum am spus, gutui? Sau pere. Sau pere. Ce-o rămas să fie merele? Cel mai mic. S-ar putea. Deci noi mai avem informația că 9 nu sunt mere. Atunci merele sunt cine, de fapt? Merele sunt 7. Merele sunt ce este până la 16? Da. Adică cine ar putea să fie merele? 7. 7, da? 7 sunt mere. Și cutui? Ce știu că butuile și cu perele împreună fac 9. Dar mai am informația că perele sunt cele mai multe.
Deci eu în momentul de față am că mere ar fi, mere ar fi. Nu mai vrei să mă urmești un pic? Hai să mă urmești un pic, e interesant acum. Ce-am citit eu? Nu scrie. Da, sigur. Așa, vă răspunsele. Uite, de aici. Deci merele am stabilit că sunt, merele sunt în condițiile astea, dacă nu sunt 9, nu sunt mere, înseamnă că 7 sunt merele, da? Sunt în număr de 7, celălalt. Da. Așa. Iar gutuile și perele împreună sunt 9. Perele sunt cele mai multe. Cele mai multe. Perele sunt cele mai multe. Deci perele sunt mai mari. Și decât merele și decât gutuile. Uh-huh. Perele sunt mai mari și decât merele și decât gutuile. Și mai bine spun, perele mai mari și decât gutuile. Și cum mere știam că sunt 7, cât pot să fie perele mai mari decât merele? 8. Deci, perele pot să fie egal cu 8. Da, da, așa pe 8. Sau, 15. Perele mai pot să fie mai mari decât 8. Cât pot să fie? 9. Dar dacă punem să fie 9 pere, din păcate, sunt și mere și pere și gutui. Atunci adică 8 și cu 7, 15. Așa, merge pe 8 și cu 7, 15. Și gutui cât mai rămâne? Cât le mai rămâne gutuile până la 16? Nu știu, poate fi orice număr. De ce? Păi dacă de la 8 și cu 9, 8 și cu 7, 15. Adică poate să fie 9 și cu 7. Nu, rămâne așa, 8 cu 7. Deci perele sunt deja 8. Perele sunt, am gândesc că perele sunt 8. Și cu 7, 15. Și câte am înzit toate? Și câte sunt în total? În total sunt 16. Atunci gutuile? Sunt 1. Păi care este? Asta. Da. Gutuile egal cu 1. Rezultă gutuile egal cu 1. Deci mai dădem o dată problema da. Noastră în masă. Și le dă doar să aleagă. Aveau ca variantă prima 1, a doua 6, a treia 7 și a patra 8. Deci, se putea încurca și... Sigur că da. Se putea încurca în 8, dar te întreba gutuile cât sunt. Și dacă puneai 8, era greșit. Sigur. Pentru că 8 sunt perele. Deci vezi, vezi ce frumos sună problema. De ce? 8? Nu, nu, pardon, nu sunt mere. Nu sunt mere. Deci trebuie să tragi o concluzie maxim. Foarte important. 9 nu sunt mere. Trebuie să faci și verificarea. O să faci și verificare, dar vreau să interpretez aici, atenție multe. 9 nu sunt mere. 9 nu sunt mere înseamnă că acestea sunt pere și gutui împreună. Da. Iar cele până la 16, cele 7, sunt mere înseamnă. Clar. Ele trebuie să completeze 16 acela. Da. Aici e mezul problemei, cred eu. Și gutui? Nu. Pere? 8. Dar, atenție, încă o dată. Insist pe asta. Deci, nu trebuie să pășim peste probleme, să o citim până la capăt. O rupem în subprobleme, să înțelegem fiecare enunț, fiecare fiecare bucățică. Când spune așa, 9 nu sunt mere, atunci eu înțeleg că sunt gutui și pere la un loc. Și am prins prima relație. Iar despre mere, fiindcă mi-a dat totalul, am informația că sunt cele care completează până la 16. Și deci eu prind informația că merele sunt obligatoriu, din 16 scăzut 9, 7. Obligatoriu, din prima le aflu. Deci asta e foarte tare. Și dacă am informația că merele știu 7, că iată gutuile și perele fac 9. Cât privește gutuile ca să aflu ce numere adunate fac 9, sunt multe posibilități, dar mai întâi autorul afirmației. Perele sunt cele mai multe. Adică perele depășesc și pe mere. Perele depășesc pe mere înseamnă că
cum merele sunt șapte, perle ar fi 8 sau 9. Împreună, nu, până la 9. 8 sau 9. Nu pot să fie 9, că dacă sunt 9, m-am bătuit. Și atunci, obligatoriu, perle sunt 8, că sunt cele mai multe. Cele mai multe, adică se depășească pe 7. Și adică, iată, 8. Și în condițiile astea, butui rămâne 1. Răspuns corect, butui egal 1. Frumos asta. Da? Analiza. Păi, unul e cel mai mare? Păi nu, cel mai mare sunt perle. Spune că perle sunt cele mai multe. Da? I-am înțeles butui. Păi nu, aflați butuile. Aflați butuile. El dă informații despre numărul total. Da. Dă ceva informații că nu sunt ele, ca să te prinzi tu că sunt butui și perle. Diferența. Iar diferența până la 16 sunt merle. Deci, în data e fixat că butui și perle sunt atât, merle sunt diferența până la 16, că perle sunt cele mai multe, este informația foarte importantă care te duce spre pere 8 sau 9, nu mai nouă mult. Nu poate fi. Nu poate, că dispare ideea de împreună cu tui și pere. Trebuie să fie nouă. Da. Și atunci, obligatoriu de la pere 8, că e și mai mare decât 7 și mai mic decât 9, ca să rămână și măcar o cutui să rămână și mie. Da? Și de aceea, corect răspunsul, cutui 1, mere 7, pere 8. Deci, nu bifrăm acolo la întâmplare. Da, 1, 7, 6, că... Și vedeau 8 diferența sau făceau 16 minus 9, nu știu. Nu știu cum acolo, făceau acolo și se reușeau să pună 7. 7 punea, putea să pună și 7. Sigur că da, până 7 la 9 la, la 16... Dă imediat 7. Da, până acolo 7, și... 1 da. Niciun caz nu-l bifa. Nu, nu. Și era pus și prima. Sigur că da, deci nu e... Problema și a fost... acestea trebuie rezolvate chiar dacă nu aveți spațiu aici, pentru că și acolo, uite, A plus B plus C, la problema dinainte, te întrebea al doilea număr, tu nu puteai să-l faci din prima pe al doilea, nu aveai cum să-l afli pe al doilea. Deci, sub nicio formă. Din câte din două operații. Nu, păi deci la toate nu numărul operațiilor contează, dragule, ci modul care gândim. Când am scris A plus B plus C pe foaia ta acolo, da? Și că A plus B fac atât și B plus C egal cu atât, tu te zici B plus eu, ca să-l aflu pe B, mi-ar trebui A-ul. Și ca să-l aflu pe A, mă duc sus, că știu pe B plus C și aflu pe A întâi. Deci mergi, ce mi-ar trebui ca să-l aflu pe B? Îmi trebuie A-ul. Cum să-l aflu? Păi știu pe B plus C, mă duc eu prima, locuiesc. Deci, asta e mersul. Notate și în ordine, iar la fel aici la butui. Aici problema a fost foarte, foarte frumoasă. Da? Deci astea sunt de la excelență care vi le dau eu. Da, dar, cum zice domn profesor, 9 dintre ele nu sunt mere. Aici te oprești de 10 ori. De mere, dacă nu sunt mere, ce sunt? Ce informații grozave, doamne, nu sunt mere, sunt celelalte categorii. Exact. Și celelalte mai sunt două, adică și gutui celelalte și mere. Da, cele la un loc. Sunt în, așa. Ai și interes, da? Înseamnă că merele completează. Dacă nu sunt mere nouă, până la 16 ele sunt merele. Mere sunt. Da? Deci e foarte important. Am prins informația concretă despre mere. Da. Și când sunt cele mai multe, iarăși, perele trebuie să fie mai mari decât 7, 8, când rămâne pe gutui 1. Pe gutui, da. Pentru cele 5 fixuri pe care le-a cumpărat Victor, a plătit cu 9 lei mai mult decât Ioana, care a cumpărat 2 fixuri de același fel. Cât le a plătit Victor știind că a cumpărat și o carte care costă 18 lei? Hai să ne obișnim cu un lucru. Începem să citim programul. Am citit-o odată. Păi, așa nu zice să vedem. Păi nu, am citit-o odată ca coadă și acum... Aș vrea să înveți încă ceva. Chiar nici nu trebuie citit-o odată, că nu înțelegi nimic. A, ne oprim. Pe bucățele. Bucățele. Ia să vedem. Pentru cele 5 pixuri pe care le-a cumpărat Victor. Stop. 5 pixuri. Deci e vorba de 5 pixuri. Îmi scriu asta. Pentru cele 5 pixuri. Victor a plătit cu 9 lei mai mult decât Ioana. Cu Victor a plătit egal cu 9 plus Ioana. Corect. Adică cu 9 lei mai mult decât Ioana, nu? Da.
Ioana o plătit și el a salut la... 9 lei mai mult decât ea. Da. Care a cumpărat două pixuri, adică Ioana. Care cine? Ioana? Ioana, da? Care a cumpărat două pixuri, deci Ioana a luat două pixuri de același fel. Da. Nu, Adelina, termina problema. Nu, nu-mi place asta. Te grăbești și este foarte dificil la chestia. Uite, vede, domnul profesor. Mai dragule, uite, eu vreau să te obișnuiești că în clipa în care te arunci în problemă fără să o citești complet, riști să greșești. Dacă noi n-am citit problema, a fost pur și simplu o citire în fuga cea mare și n-am înțeles nimic și acum am spus de la bun început, o citim, deci problema nu știi ce cere, ce vrei să fac acum. Da. Deci, Ioana... A cumpărat două pixuri de același fel. Ioana cumpără două pixuri de același fel, se referă la același categorie de pixuri pe care a cumpărat și pe care adică a cumpărat același, același model. Același model. Același două model. Pixuri de același fel. Da. Mă, cât le a plătit Victor? Știind că a mai cumpărat și o carte care costă 18 lei. Deci Victor mai cumpără... Cât le a plătit, da. Știind că a mai cumpărat și o carte. Deci Victor a cumpărat o carte care costă 18 lei. O carte de 18 lei. Bun. Acum, iată, te invit să vedem cum gândim. Tata. Zici. Știm că cei pixuri costă cu 9 mai mult decât Ioana. Da. Și Ioana a luat 2. Înseamnă că cele 9 sunt 3 pixuri. Și 9 împărțit la 3 egal cu 3 lei costă 109. Deci, diferența dintre 3 pixuri și 5 pixuri. Da. Da? E de 3 pixuri, da? Da. Deci, dacă Ioana a plătit atât da. Pe și cine? Victor. Ioana a plătit atât pe două pixuri. Da? Pe două pixuri. Victor plătește cât Ioana dă încă? 9 lei. Da? Plus 9 lei. Pe câte pixuri? Pe 5. Pe 5 pixuri, da? 5 pixuri. Și tu ai zis 2 pixuri aici. 2 pixuri. Și îi rămâne aici diferența de cât? De 9. De 3 pixuri, da? De 3. Și acest 3 îl împărțim la 9. 9 împărțit la 3 este egal cu 3. Am înțeles. Judecata este corectă. Și 3 el vede foarte bine că diferența asta în plus cu 9 lei îi se datorează celor 5 pixuri. Cu alte cuvinte, prin metoda comparației, 5 pe 2 pixuri x lei, nu știm cât, da. Pe 5 pixuri x plus 9. Da? X plus da. 9. Și îl vede că acest plus 9 se datorează celor 3 pixuri 3. Care apar. Da? Diferența 3 pixuri egal 9 lei. Fix. Și unul singur, un fix, egal cu 9 împărțit la 3. 9 împărțit la 3 și egal cu 3 lei. Și cu asta ai aflat cât costă un singur fix. Victor mai ia și o carte. Câți lei a plătit Victor? Cât se costă o carte? Știi că mai cumpărat o carte? Da, 18 lei. Uite că-i scris pe tablă. O carte 18 lei, a costat 21 total. De ce? 21? Băi, nu. Nu cumva o carte costă 18 lei. Băi, da. Și el a cumpărat 5 pixuri. A cumpărat 5 pixuri. Știm că 3 sunt 9 lei. Adăugăm 6. Da. Pentru că 2 pixuri, un pix este 3 și cu 1, 6. 6 și cu 3, 6 și cu 9 este egal cu 15. 15 și cu 8,
Da. Deci tu trebuia să faci bine calculul, să vedem finalul. 33. Dar tu puteți face 5 ori 3, 15. 5 pixuri. Ori 3 lei. Pixuri. Cât e 1? Ori 3 lei. Știți, facem mulțirea. 5 ori 3 egal cu 15 lei. Și cu 18. Și cartea 18 lei. Una carte. 33. Egal 18 lei. Atunci total. 30. Total. Egal cu 33 lei. Care a fost problema aici ca idee? Este ce ai sesizat tu? Când a spus cu 9 lei. Deci diferența asta a sesizat pe foarte repede și asta mă bucură mult. Cu 9 lei mai mult decât imi că vede șmecheria asta, în plus, vede... Da. Deci dacă aici ai văzut și am fost foarte încântat că noi nici nu citiți problema și tu ai văzut repede. Da. Din ce am trebuit să analizăm mai atent. Mi s-a părut din cele trei probleme. Și, da, și atenție la final, ai spus 18 lei cartea plus 3 lei, ai spus trebuie 21. Uite, acel 21 este primul pe listă. Da? Da, ca deci să fie capcană. Dacă acel 5 tu nu înmulțeai cu 3, prima dată ai zis 21. Că de ce ai făcut? Și-a întrebat domnul, cum 21? La 85 și mi-am încă 3 pic. Vezi cât de repede fost picat în capcană? Deci un pic. Deci atenție, a durat un pix cu practic. Exact. Ar fi comparat un singur pix. Exact. 5 pixuri. 5 pixuri. Mare atenție. 5 ori 3, 15. Deci multă, multă atenție. Așa, ne oprim aici, nu? Da, sigur. La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!